Dragilor, bine ați venit să revenim pe canalul meu. Astăzi aș vrea să vă arăt câteva produse pe care le-am cumpărat de pe Shein. Am lansat iarăși eu o comandă pentru că m-a rugat cineva să cumpăr niște produse și haideți să vă arăt ce am comandat. O parte sunt pentru mine, o parte pentru acea persoană și haideți să vă arăt ce am cumpărat. Comanda am făcut-o săptămâna trecută joi și a venit joi astăzi, deci cam o săptămână a durat. Foarte rapid a fost comanda. Recunosc că am avut ceva emoții, că am văzut niște clipuri cu scorpion prin UK și mi-era cam teamă, așa am zis, dacă cumva, dar nu știu cât anume este adevăr și cât este minciună, pentru că pot fi și fake-uri, sunt foarte multe fake-uri și știu că există și un interes sporit de a nu se mai comanda astfel de produse pentru că sunt ieftine și să comande doar anumite persoane care să-și obțină un profit. Adică sunt și niște interese comerciale aici, să zicem așa, sunt agenți economici care își doresc ei să achiziționeze și apoi să le revândă către cumpărători și vă dați seama că acelea sunt mult mai scumpe decât să cumperi direct de pe Shein și sunt mult mai ieftine. Am văzut și diverse articole că există un interes să crească cumva și să se impună o anumită taxă, deci fel de fel de situații prin care se dorește reducerea acestor achiziții, reducerea consumului și de ce nu să nu mai cumpărăm ieftin, ci să cumpărăm scump. Dar haideți să nu mai lungim prezentarea. Cert este că am avut ceva emoții văzând acele clipuri. M-au cam influențat așa să fiu foarte precaută când deschid aceste pungi, dar n-am găsit nicio insectă. De altfel, niciodată n-am găsit ceva suspect sau ceva neplăcut. Și nu știu cât, dacă ar putea să reziste, că vă dați seama, sunt foarte multe, să zic așa, produse care vin de afară, numai din... și sunt foarte multe pachete. Da, deci avem aici niște, să zicem, kilo sau lejerie intimă moderatoare, să-i spunem așa, mai fancy. Și avem aici mărimea XL. Eu mi-am luat un XL pentru că nu vreau să mă strângă foarte tare și îmi place foarte mult această lejerie. Cred că este a treia pe care mi-o cumpăr. Vreau să vă zic că îmi place și chiar intenționez să folosesc iarna aceasta. Am luat-o pentru iarnă ca și protecție, să zic așa, să nu îmi țină de... Să-mi țină de cald, nu de frig, da? Și îmi plac foarte mult. O să vi arăt. Asta pentru că poate mai sunt persoane care sunt interesate totuși să vadă cum arată și nu știi. Poate cine știe, sunt oameni care sunt chiar interesați. Uitați-vă cât sunt de drăguți. Un material foarte, foarte fin, foarte frumos sunt lucrați. Au și o danteluță aici. Sunt chiar superbi așa și... Materialul nu este foarte gros, e destul de lejer, foarte finuț așa și foarte delicat, chiar foarte drăguț. Sunt superbi, ce să mai vă zic așa, sunt superbi, superbi. Adică această lenjerie așa modelatoare, super, se spală foarte bine și uitați-vă cum sunt și la spate, au așa cusătura aceasta. Și ce-mi place că nu s-a desfăcut, nu s-a rupt până acum, adică e foarte bine făcută. Și are 80% poliamidă și 20% elasten. Deci aceasta este perechea. Foarte, foarte drăguță această pereche. Ar fi trebuit să o cer pe cealaltă pentru că aceasta este produsul care trebuie să-l... Da, așa este. Foarte drăguț. Și aici este, eu de fapt mi-am luat mărimea XXL, acum mi-am adus aminte că trebuia să încerc pe acesta, nu pe acesta care l-am desfăcut, dar mă rog. Da, deci am luat și un XXL, acesta l-am luat pentru mine de altfel, da, și pe XL-ul pentru cealaltă persoană. Apoi tot așa, am luat în urmă câteva luni niște șosete și aceste șosete sunt super drăguțe și îmi plac foarte mult. Ideea este că nu costă foarte mult. Setul acesta cred că a fost în jur de... A fost un pic mai ieftin decât data trecută. Nu știu, sunt perioade. Cred că contează foarte mult când faci comanda, dacă o faci și în anumite zile ale săptămânii e mai ieftin.
Și dacă o faci în weekend, mi se pare că e mai scump. Sunt niște perioade din astea când se mai schimbă prețurile. Și aceasta cred că a fost 4 sau 5 euro, oricum destul de ieftine. Iar aici avem un set de șosete care arată foarte bine. Uitați-vă cum sunt. Nu o să le desfac, dar sunt foarte, foarte drăguțe. Și am și eu setul acesta. Da, foarte, foarte drăguț și mi se pare foarte drăguț și de purtat cu pantofi din aceștia de toamnă. Chiar mi se par foarte drăguț. Chiar dacă sunt niște ciorapi de vară, cred că merg foarte bine și în perioada aceasta când avem un pantof mai decupat. Sunt chiar foarte, foarte drăguți aceste șosețele, da. Foarte drăguți și sunt 5 perechi cu culorile pe care le vedeți, alb, albastru, crem și arată cam așa. Foarte, foarte drăguț. Nu o să-i desfac pentru că v-am zis că nu i-am luat pentru mine. Apoi, am mai luat și niște cercei, la fel, acesta este și codul. Și am luat niște cercei care arată cam așa. Nu o să-i desfac nici pe aceștia pentru că nu știu dacă o să-i țin sau o să-i fac cadou și nu vreau să-i desfac încă. Mi se par un pic cam măricei, sincer mă așteptam să fie un pic mai mici, însă sunt așa mai de efect. Să știți că mie îmi plac foarte mult gablonțurile de la Shein, arată foarte bine și se mențin destul de bine dacă ai grijă de ele și nu le, să zicem așa, nu le umezești sau nu faci baie cu ele. Apoi tot așa niște cercei pe care i-am văzut, sincer i-am văzut la o tipă în metrou, deci avea niște cercei genul acesta de cercei și mi s-au părut super interesanți și am zis că nu se poate să-mi iau și eu ceva similar pentru că văzusem pe Shein. Acum nu știu dacă persoana chiar îi luase de pe Shein sau îi luase din altă parte, însă mi s-au părut super interesanți, acesta este și codul, dar să știți că codurile acestea nu prea se mențin mult timp, adică furnizorii cam schimbă codurile. Cum este și acesta. Și acesta, da, mă rog, nu știu dacă se mențin și avem această pereche. De obicei, acestea sunt cam un euro, nu sunt foarte scumpi, dar arată foarte bine, să știți. Chiar arată foarte, foarte bine cum sunt și v-am zis, sunt de efect așa, sunt cam cercei de efect. Apoi, alți cercei care tot așa mi-au atras atenția și mi se par foarte eleganți, cu combinația aceasta între auriu, alb și negru. Mi se pare așa, gen vestimentație Chanel, știți că pe Coco Chanel, combinația aceasta între alb și negru și cu un touch de auriu, chiar mi se pare super interesant. Da, foarte, foarte drăguță și aceștia la fel tot așa, cred că un euro și au o mărime, nu sunt nici mari, nici mici, adică chiar sunt potriviți. Uitați-vă să vă faceți așa o idee cât sunt de mari acești cercei, sunt imensi aceștia, sunt foarte, foarte mari în comparație cu cercei aceștia, deci sunt dublu, triplu ca și mărime, da, destul de extravagant să zic, nu mă așteptam să fie așa de mari, dar din poze nu prea poți să-ți dai seama, doar așa să te uiți foarte atent la dimensiuni, însă eu tot timpul mă uit cumva mai mult la poze decât la dimensiuni și nu e un lucru foarte bun. Apoi am găsit la reducere și un alt aspect pe care vreau să vi-l spun este că în perioada aceasta și de obicei iarna veți găsi produse mai ieftine la articolele de vară. Deci dacă vreți să vă faceți așa cumpărături pentru vară cu prețuri mai rezonabile, iarna, toamna este momentul să vă luați pentru că s-a dus sezonul. Da? Și am găsit aceste brățări, nu știu, cred că 2 euro. Și fuseseră 3 euro și ceva. Mi s-a părut un preț foarte bun, da? Și mie îmi plac. Și chiar mi-aduc aminte că, de exemplu, în Grecia ai fi găsit așa ceva la 5 euro, cel puțin. Pe acestea chiar vreau să le desfac pentru că îmi plac foarte mult și să vedem cum arată. Da, nu știu dacă pot să le desfac, ar însemna să le rup. Da, uitați-vă cât sunt de drăguțe. Deci acestea sunt, practic, 3 brățări sunt aici, de diverse, cu albastrul acesta marin, care mi-aduce aminte de Grecia și cred că e genul de brățară pe care o găsiți și la Tarabe prin Grecia. Foarte interesantă, da, așa că mi-am luat-o și pe aceasta. Codul vi-l las aici, deși v-am zis cu codul, că aceste coduri sunt așa, dacă se schimbă, să zicem, furnizorul de același produs, s-ar putea codul să se schimbe sau, nu știu, dacă îl publică, cu alt cod nu-l mai găsiți, deci
Dar oricum vă las aici să vă uitați, să vedeți codul. Foarte drăguțe. V-am zis, produsele acestea de accesoriile sunt superbe, sunt superbe la ei. Și acești cercei care sunt super de altfel, nu mă deranjează că sunt măricei, nu sunt foarte mari, să zicem așa, e o mărime medie, dar sunt așa de efect, au aceste frunze cu auriu și cu perlă, culoarea perlată așa, da, foarte frumoase sunt, chiar acestea sunt mai de ocazie așa, mai de seară, dar sunt superbe și codul găsiți aici, chiar foarte frumoase aceste accesorii. Apoi, ultimul articol pe care o să vi-l arăt, ce să vă zic că este? Deci, mie îmi place foarte mult să cumpăr parfumuri și de multe ori mi se întâmplă ca la anumite parfumuri să nu mai funcționeze foarte bine pulverizatorul. Și ce credeți? Am găsit acest set. Acest set pentru a umple sticluța cu parfumuri sau dacă nu puteți să faceți și un fel de decant, adică de exemplu dacă aveți multe parfumuri și vreți să vindeți cantități de parfumuri, cred că e o idee foarte bună pentru că arată foarte bine aceste sticle. Și ce credeți? Avem aici două sticluțe foarte elegante și după care avem și pâlnie și o pompiță. Deci vine cu tot setul, ceea ce chiar mă gândeam, oare cum o să pun eu parfumul în această sticluță? Uitați-vă că o să și măresc aici și haideți să vă arăt cum arată tot instrumentalul, să zic așa, de instrumentalul de parfumerie. Haideți să-l vedeți. Deci avem așa niște pâlnii și avem două pâlnii pentru că avem două sticle, deci nu pot să vă spun că sunt super și mega, mega încântată. Și avem aici sticluțele care sunt și ele ambalate și uitați-vă și voi cum arată aceste sticle. Arată superb. Deci mie mi se par potrivite pentru, de exemplu, dacă vreți să puneți parfum în aceste sticle, chiar mi se par potrivite. Deci uitați-vă că aceasta este un pic... Dar nu mă deranjează că nu e să zici că le comercializez sau ceva, ci pur și simplu le țin pentru uzul meu, dar sunt foarte... interesată să vedem cum arată această sticlă. Da, să zicem așa, capacul este cam afectat, deci a fost cam strâmbat capacul, însă arată destul de bine această sticluță, trebuie... Ah, era să o sparg! Da, era să o sparg! Deci vedeți ce îndemânatică sunt. Da, arată foarte bine sticla, să vă spun sincer, deci chiar îmi place cum e lucrată. Îmi place și sistemul acesta, da? Nu se închidea bine, era un pic desfăcută. Îmi place și sistemul acesta, păcat că a fost un pic bușită la transport, dar nu mă deranjează. Bine că nu s-a spart, adică sunt super happy că nu s-a spart, asta e important. Și mi se pare chiar foarte drăguț așa să vă puneți alt parfum. Această sticluță având și pulverizator, da, mi se pare chiar super. Și, nu știu, cred că a fost în jur de... 2 euro, dacă nu 1 euro jumate, adică foarte puțin. Da, foarte drăguț. Deci v-am zis, aceasta poate fi folosită ca și decant. Adică cine vrea să-și vândă din parfumuri sau așa, chiar poate fi folosită ca și decant. Mi se pare super tare. Și avem două pâlniuțe așa micuțe. Chiar mă gândeam cum o să fac eu rost de niște pâlni, dacă vreau să-mi pun așa. Și aici avem o pipetă cu care putem să tragem parfumul. Chiar mi se pare super tare. Da, deci uitați-vă. Bine, acum nu vă gândiți că e o calitate foarte... Trebuie să testez. Oricum, sunt super happy că am și aceste dispozitive pentru a transfera parfum. Așa că îmi place toată comanda. O să mă întrebați acum ce anume îmi place cel mai mult din ce am comandat. Bineînțeles că produsele acestea pe care le comand a doua oară îmi plac, vă dați seama că altfel nu le-aș comanda. Apoi, ce m-a uimit foarte tare este acest set care nu mă așteptam să fie așa de frumos. Deci sunt super, sunt mega încântată de acest set de sticluțe pentru
pentru parfumuri. Cred că are 10 ml fiecare sticluță, dar mi se pare foarte elegant așa și un stil din acesta chic. Apoi, ce mai place? Ce mai îmi place? Îmi place cei aceștia, sunt foarte, foarte drăguți. Cei aceștia, bineînțeles. Și brățara, brățările, că de fapt e un set de brățări. Și pe ultimul loc ar cam fi acești cercei. Unul că îmi plac și aceștia, să zicem poate că acesta ar fi și după aia ultimul acesta. Setul acesta nu că nu-mi place, îmi place, doar că cred că nu mi se potrivește foarte bine mie. Cred că trebuie să-l testez. Culoarea este foarte drăguță, cercei sunt foarte drăguți, dar s-ar putea să nu mi se potrivească că sunt prea mari. Din cauza asta aș putea să zic că nu-mi plac foarte tare, că nu mi se potrivesc. Nu că produsul n-ar fi ok, el este foarte ok, doar că nu mi se potrivește. A, și am uitat să vă zic ceva. Da, uitați-vă că mai avem ceva. Am mai găsit aici un set, v-am spus că la accesorii stau foarte bine. Avem aici, cam așa arată, bine, o să vă ziceți, vă duce un pic cu gândul spre Spania, spre zona aceea din Spania, să zicem așa, această combinație de perle. Mi s-a părut interesantă, e drept că nu mă așteptam să fie așa de mare, însă să știți că îmi place. Haideți să vă arăt cum arată. Deci avem așa, avem aici un pampon lipit de o chestie, da, e lipit de o chestie, așa, și după care de ea este lipită această cordelină sau cordeluță și apoi avem aceste perle. Foarte drăguț așa, interesant. Nu știu cât o să reziste, că pare mai degrabă așa de ținut. Ce mi se pare foarte ciudat este acest dispozitiv. Este cam rigid așa, e un cauciuc să zic. Pare a fi un cauciuc pe care sunt aplicate produsele. Și acesta mi se pare un pic cam rigid, adică depus pe păr, însă e ok, adică până la urmă nu te ajută foarte tare, e doar vizual să arate bine. Și avem mai multe, par cam chicioase să vă zic sincer, dar asta este. Acesta este cu albastru și negru, v-am zis cam zona aia de Spania, Gypsy, cam așa duce. Să vă zic sincer, însă mie îmi plac așa, mi se par cam chicioase, dar mă rog, e ok, nu mă deranjează foarte tare, nu știu în ce context o să le port, dar mă rog, o să mă gândesc. Însă arată așa bine vizual, v-am zis un pic cam grosolane să zic așa, dar o să văd exact ce și cum. Da, și acestea aș putea să zic că sunt cam pe ultimele locuri, pe ultimul loc, pentru că mă așteptam să fie mai micuțe, nu atât de mari. Da, și nu știu, parcă mă așteptam să fie o altă calitate, nu mă așteptam să fie cauciucul ăla care este destul de rigid, sau, da, dispozitivul ăla pe care sunt aplicate perlele, floarea și așa mai departe, și este lipită și elasticul ca să țină părul. Cam aceasta a fost comanda. Să vă spun așa, toată comanda a costat 20 de euro. Tot ce vedeți aici a costat 20 de euro, aceste produse. Deci una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 produse au costat 20 de euro. O să vă las un link cu alte produse pe care le-am mai cumpărat eu de la Shein, în cazul în care aveți curiozități, vreți să știți ce mai cumpără lumea sau care au fost impresiile mele, să vedeți așa ce am mai cumpărat. În general, eu cumpăr mai mult accesorii și mai puțin îmbrăcăminte, dar o să vedeți. Vă mai aștept pe canalul meu și cu alte informații și dacă e ceva interesant din videourile mele, sunt cam 560 de videouri, da, destul de multe, vă invit să le vedeți, unele sunt chiar foarte interesante. Și v-am zis, o să vă las un link cu mai multe comenzi care le-am făcut, să vă uitați așa dacă sunteți curioși să aflați și dacă căutați să vă cumpărați sau să faceți o comandă.
Da, nu am găsit niciun scorpion, așa că mă bucur că a fost o comandă reușită. De fapt, toate comenzile au fost reușite. Eu nu am primit niciodată vreo gânganie sau ceva suplimentar în pungă. Nu știu de ce s-au născocit, de unde au apărut acești scorpioni. Însă e clar că cumva oamenii au devenit mai temători după acel clip viral. Vă doresc alegeri inspirate și vă mai aștept pe canalul meu și cu alte informații. Vă doresc weekend plăcut!